În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne, Doamne, Creatorule și Ziditorule a toate, Cel ce ai pus în sufletul omenesc puterea dragostei ce leagă inimile apropiate și ne-ai dat nouă, ca pe o sete, trebuința de a ne căuta semeni spre a ne împărtăși aceleași gânduri și simțiri, însuți Tu, prea bunule Doamne, caută cu îndurare spre durerea grea care înfrământă astăzi ființa, ca și oarecând durerea care a lovit pe prorocul și împăratul David, care, la știrea morții prietenului său, Ionatan, astfel jelea: Munți din Gelboa, nici rouă, nici ploaie să nu mai cadă peste voi. Cum au căzut vitejii în mijlocul luptei? Cum a murit Ionatan pe înălțimile tale? Întristat sunt după tine, frate Ionatane. Tu erai bucuria mea, dragostea ta către mine era uimitoare. Ascultă, Doamne, rugăciunea pe care eu, smeritul ți-o înalț din inimă curată, dar frântă de durere, precum ai ascultat rugăciunea Fiului tău și Mântuitorului nostru, care venind în Betania și aflând mort pe prietenul său Lazar, s-a întristat cu duhul și îl plângea în fața iudeilor care, văzându-l, au grăit: Iată cât îl iubea de mult. Dă, Doamne, sufletului robului tău, și aici spuneți numele, iertare păcatelor câte ca un om, cu știință sau fără știință, a săvârșit în această viață, și îl așează pe el în cortul dreptilor și sfinților care din veac au plăcut ție. Că Dumnezeul milei și al îndurărilor ești și binecuvântat în vecii vecilor. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Să mai știi, frate creștine, că Sfânta Biserică a rânduit rugăciuni și pentru alte trebuințe și întâmplări ale vieții omului. Pentru cele mai jos însemnate, mergi la preot căruia Dumnezeu i-a dat puterea de a mijloci pentru nevoile noastre. Astfel trebuie să ceri rugăciunea preotului, când te blestem sau te legi cu vreun jurământ, când cineva din rudenia ta are sufletul osândit și se luptă cu moartea, când ai dureri de cap ori suferi de alte dureri ale trupului, când ai insomnii, precum și în alte împrejurări ale vieții, pentru care cere totdeauna sfat duhovnicului și preotului tău. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.